Intrăm într-o nouă carte, știi că sunteți foarte grăbiți și nerăbdători. Găsiți un fel de ghid de studiu la bibliotecă și puteți să o răsfoiți, să vedeți privirea de ansamblu asupra cărții. Noi ne vom opri lângă ea duminica viitoare. De data aceasta aș vrea doar să trec și să subliniez câteva adevăruri fundamentale când te apropii de o carte din Vechiul Testament și Deuteronomul este una din aceste cărți. Dacă m-aș gândi la adevărul central al cărții, l-aveți aici în fața voastră, alege viața. Dumnezeu ne spune, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Dar ca să alegi viața, trebuie să îl alegi pe adevăratul Dumnezeu, din puzderia de Dumnezei care ni se oferă cu ofertele lor, până și în zilele noastre, nu doar în Vechiul Testament, ci și astăzi, dragii mei, idolatria este în floare și la ușa inimii noastre bat tot felul de Dumnezei. Care să fie adevăratul Dumnezeu și cum ajung să aleg viața cunoscându-L și alegându-L pe El? Dar pentru că intrăm într-o nouă carte, dați-mi voie să încep cu o retrospectivă, să vedem de unde venim și încotro ne ducem. Care e rostul acestei cărți în călătoria noastră? În anul trecut, în 2022, am stat lângă istoria facerii unui nume. Dar poate vă întrebați, ce relevanță are povestea asta pentru mine, pentru tine, pentru oricare dintre noi? De ce mă interesează numele pe care îl port? Cărțile pe care le-am luat ca să înțelegem acest adevăr a fost Genesa și Apocalipsa. Și dacă țineți minte, în capitolul 11, Nimrod cheamă întreaga populație a globului din vremea respectivă și le spune în răzvrătire față de Dumnezeu, veniți să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume. Un nume legat de cărămizi și smoală, un nume sub cer, un nume din deșertăciune acestei lumi. Și Dumnezeu a venit să vadă ce făceau oamenii și li s-a făcut milă de ei și le-a încurcat limbile. Să-i oprească din această alergare după goană și vânt. Și de sub turnul Babel îl cheamă pe Avram și îi spune, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Vino în țara pe care ți-o voi arăta, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Observați acolo în capitole 11-12 avem o cumpănă a apelor. Îți poți trăi viața făcându-ți un nume. Dar ca să-l faci sub soare, nu poți să-l legi decât de cărămizi și smoală, de realizările tale culturale, de lucrurile pe care le aduni în pumni. Și ieri am fost la o mormântare, dragii mei, și mi-am adus aminte, tocmai reciteam Eclesiastul. Într-o casă de jale îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și știi ce te învață sfârșitul? Indiferent ce ai adunat, vei lăsa aici. Poți fi Alexandru Macedon, cuceritorul lumii. Gol ai ieșit din pântecele pământului sau din pântecele mamei tale și gol te vei întoarce în pântecele pământului. Adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se rupe funea de argint, până țărâna nu se întoarce în pământ unde a fost luată și până Duhul nu se duce la Dumnezeu care l-a dat. Sub soare, dragii mei, totul este deșertăciune și goană după vânt. Da, dar am trăit bine, spune Solomon. Tot ce mi-au dorit ochii le-am dat. Veniți cu mine în Apocalipsa. Istoria se termină pe înăuntru și în afară. Înăuntru vor fi cei care vor purta pe frunte numele lui Dumnezeu, numele cetății lui Dumnezeu, noul Ierusalim și numele cel nou al Domnului Iisus Hristos. Afară vor fi cei care s-au străduit să-și facă un nume fără să-și dea seama că poartă pe frunte și pe mână numărul sau numerul fiarei, compromisul prin care, dragii mei, călcăm în picioare poruncile lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru un pumn de arginț, pentru un pumn din deșertăciune acestei lumi. Numele pe care îl porți îți va hotărâ destinul veșnic. Vei fi înăuntru sau afară. Da, dar dacă am învățat lecția din Geneza și mă întreb, aș vrea să am celălalt nume, cel care să-mi asigure veșnicia, ce să fac?
Și în anul acesta, în 2023, ne-am apropiat de acela și de singurul din toată istoria care poate să-ți facă un nume. Cine este El? În Matei l-am descoperit, este Domnul Iisus Hristos, Împăratul, Mirele Ceresc. Deci a dezbrăcat El slava și a venit între noi să ne ceară mâna, să ne facă mireasa Lui. Și dacă acceptăm cererea Lui în căsătorie, El ne oferă numele Lui. În limba mumei mele este o vorbă în limba maghiară, când te căsătorești cu un bărbat, îi iei tot numele, și numele și prenumele. Mama mea se numea Farogoi Leșne, doamna Ilie fără gău, da? Imaginați-vă, elementul acesta îngână într-un fel ceea ce se va întâmpla în ceruri, pentru că vom purta numele Lui Hristos, dar mai mult decât atâta. Vom împărți cu El tronul Lui, Cel ce va birui, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am sezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. Spuneți-mi, există vreun nume mai mare ca numele Lui Hristos, în fața căruia se va pleca orice genunchi al celor din ceruri și de pe pământ? Și dacă ești cinstit cu acest nume, pentru că l-ai lăsat pe El să-ți facă un nume, veșnicia ți este asigurată pe spesele Lui, nu pe cheltuielile tale. Dar ce-am învățat apropiindu-ne mirele nostru? Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine voi cei care v-ați recunoscut sărăcia în duh, căci a voastră este împărăția cerurilor. Observați, există condiții, așteptări ale mirelui. Ori cartea Deuteronom se va focaliza în mod special pe așteptările mirelui nostru ceresc, pe așteptările lui Dumnezeu. În El a fost alcătuite planurile mântuirii noastre. Așadar, călătorim împreună și am ajuns în cartea Deuteronom și dați-mi voie să o așez mai întâi în Scriptură. Scriptura are 66 de cărți, este o bibliotecă, cu două volume, Vechiul și Noul Testament, 39 de cărți în Vechiul, 21 sau 27 în Noul Testament. Dar atunci când citești Biblia, vezi că cei care au organizat cărțile din ea au grupat cărțile pe formele literare majore care le caracterizează. 17 cărți narativ-istorice, apoi 5 cărți poetice și de înțelepciune, 17 cărți profetice. Când vin în Noul Testament, am 5 cărți istorice, 4 evanghelii și faptele apostolilor, 21 de epistole sau scrisori și o carte mai ciudată, Apocalipsa, adresată celor 7 biserici și prin ele tuturor bisericilor din istorie. Unde se așez Deuteronomul între aceste cărți? Între primele 17 cărți narrative istorice. Și ce interesant este că Domnul Iisus și ucenicii au citat mai mult din Deuteronom decât din toate celelalte 16 cărți. Din Isaia mai mult decât din toate celelalte 16 cărți profetice și din Psalm mai mult decât din toate celelalte cărți poetice. Există o temelie a Scripturii în care trebuie să-ți înrădăcinezi credința și Deuteronomul este una din aceste cărți. Dar de ce să ne apropiem de ea? Din același motiv pentru care, dragii mei, de ani de zile stăm lângă cărți din Scriptură. Umblăm pe urmele celui care și-a lăsat pașii prin istoria noastră sacralizată, adunată între coperțile Scripturii. Citim Scriptura și o studiem ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să trăim în ascultare de El, să ducem ceea ce am aflat despre El, trăind în viața de zi cu zi aceste adevăruri. Și acum că știm locul cărții Deuteronom în Scriptură, veniți să focalizez un pic lentila pe scrierile lui Moise, pe cele 5 cărți cu care începe Vechiul Testament. Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Noi suntem în Deuteronom, în ultima carte a lui Moise, dar Moise se naște aici undeva în Exod. Cu alte cuvinte, el nu trăiește evenimentele din Genesa și ne întrebăm de unde o fi știut el ce s-a întâmplat în zilele creației, dar când ajunge să fie chemat de Dumnezeu lângă rugul aprins, se întoarce în Egipt și la porunca lui Dumnezeu scoate poporul din Egipt, îl duce la Sinai, unde se construiește cortul întâlnirii, la sfârșitul Exodului, manualul cortului întâlnirii, l-avem în Exod și pornesc spre țara promisă odată ce sună trâmbițele de argint. Dar foarte repede sărbătoarea se transformă în dezastrul de la Cades Barnea și Dumnezeu mânios îl cheamă pe Moise și spune, dă-te la o parte să-i nimicesc. Și Moise spune, Doamne, știu că poți să o faci.
Dacă zici o singură vorbă, noi pierim. Dar arată-ți cealaltă putere. Puterea nu a distrugerii, ci a iertării. Puterea ta mai mare. Și Domnul se lasă înduplecat, dar spune, pe mine însumi jur. De 10 ori m-ați ispitit până acum. Ca și cum ar spune Dumnezeu, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are o limită. Nu te poți juca cu ea la nesfârșit. Nu știi dacă ziua de mâine mai este a ta. De 10 ori m-au ispitit până acum, pe mine însumi jur. Unul dintre ei, dintre cei care au fost numărați, în oastea Domnului nu vor intra în țară. 38 de ani, dragii mei, se învârt prin pustie până toată generația piere. În vremea asta, acțiunea a încetinit, Moise are vreme să scrie și eu cred că pe acolo, pe undeva, s-au scris cele 5 cărți ale lui. Dar am 2 semne de întrebare, una legată de Genesa, a doua legată de Deuteronom. Dacă aș așeza cărțile în ordine aceasta, aici se naște Moise și pălmă crește și scoate poporul din Egipt și ajung la dezastrul din Numeri, practic cartea Genesa încearcă să-mi răspundă la o primă întrebare. Cum se explică faptul că cei care au fost plătiți cu sângele mielului pascal au pierit cu toți în pustie? Nașterea din nou încă nu-ți garantează mântuirea. Și de aceea, ca sfârșit al credinței, primești mântuirea sufletului. Și acum am citat Noul Testament. Și lucrul acesta era adevărat și în Vechiul Testament. Cum se explică tragedia din Numeri? Dar cartea de Deuteronom vine să răspundă la a doua întrebare. Cum se evită tragedia din Numeri? Dragii mei, dacă tragedia aceasta n-ar fi reală pentru noi astăzi, nu ne-ar interesa cele două întrebări, nici răspunsul la ele. Dar dați-mi voie să le iau pe rând. Cum se explică tragedia din Numeri? Și pentru asta a fost scrisă cartea Genesa. Are 50 de capitole, 3 ingrediente majore, 2 capitole de cădere, 9 capitole de creație, 9 capitole de cădere și multe capitole de răscumpărare. Aici undeva în capitolul 11 este Nimrod și Avram și pornește istoria răscumpărării pe care o finalizează Dumnezeu în Apocalipsa. Dar la sfârșitul creației, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și o primă întrebare pe care trebuie să ne-o punem în modul cel mai serios, și Dumnezeu este același și nu se răzgândește, ce-i foarte bine la Dumnezeu? Ceva ce eu să pot strica sau ceva ce să nu pot strica? Secvența revelației îmi dă răspunsul. Dacă relația cu Dumnezeu n-ar fi stricabilă, pervertibilă, n-ar exista căderea. Căderea, dragii mei, n-are de-a face cu straturile de trandafir și ceapă, ci cu relația cu Dumnezeu. Omul este alungat din prezența lui Dumnezeu și începe pribegia lui prin bucla asta fără șira deșertăciunii. Cu alte cuvinte, aici în capitolul 2, ni se spune că Dumnezeu l-a luat pe om, l-a așezat într-o grădină să o lucreze și să o păzească și a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. A venit șarpele, știți povestea? Oare a zis Dumnezeu? A, nu, sigur nu veți muri, Dumnezeu știe, veți fi ca el, nu vrea să fiți ca el. Și femeia a văzut că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit să deschide cuiva mintea. A întins mâna, a luat și a dat și bărbatului ei. Dragii mei, de ce a fost posibil lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu l-a așezat pe om prin creație, în furca edenică, alegerii între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Alegi binecuvântarea în relația cu Dumnezeu, alegi blestemul rupându-te de el. Dar rămâne o întrebare. Să rămână oare adevărată furca edenică și pentru poporul lui Dumnezeu despre care am cântat, da? Pentru cei răscumpărați cu sângele mielului pascal? S-a răzgândit cumva Dumnezeu, a scris o erată la planurile lui? Nu! Pentru că, uitați ce scrie în Deuteronom, capitolul 30, versetele 19 și 20. Iată, ți-am pus înainte, binecuvânt, sau iau azi cerul și pământul, martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta după tine. Cum alegi viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Observați, nici pentru cei răscumpărați cu sângele mielului pascal,
furcaidenică nu încetat să existe. Dar oare pentru noi astăzi? Noi am fost răscumpărați cu sângele, nu a unui miel jertfit în Egipt, cu sângele mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Oare nu cumva Dumnezeu ne scutește de această alegere? Nu, dragii mei. Ascultați ce scrie Pavel în Roman 6:16, celor de sub har, nu celor de afară, celor dinăuntru. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Doar două opțiuni există. Drumul acesta duce la moarte, drumul celălalt duce în prezența lui Dumnezeu, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă citesc serios Scriptura, voi vedea că furca edenică, alegerea între viață și moarte, este condiția umană. Nimeni nu scapă de ea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu dorește iubirea cu sila, ci de bunăvoie. El nu ne ține în lanțuri, nu ne-a creat roboți, ne-a dat libertatea să-i spunem nu cu toate implicațiile alegerilor noastre. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dragii mei, alegerea mea te duce la viață sau duce la moarte. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13, suntem în Noul Testament. Este ultima scrisoare a lui Pavel adresată lui Timotei și uitați-vă ce scrie Pavel, mai tânărul lui slujitor. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Citiți cu mine mai departe. Dar dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dar ne place versetul următor. Chiar dacă noi suntem necredincioși și El totuși rămâne credincios, că nu se poate tăgădui singur. Și luăm versetul acesta, îl scoatem din context și îl aplicăm la noi. Dragii mei, Dumnezeu rămâne credincios față de sine și față de planurile Lui. Și față de condițiile pe care El le-a așezat, nu față de mine. Căruța mântuirii Lui va ajunge la destinație cu noi sau fără noi. Și de aceea Scriptura ne spune, alege viața, alegându-L și iubindu-L pe adevăratul Dumnezeu și ascultând de El. Cum se explică tragedia din Numeri? Prin libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui muritor. Dar o întrebare mult mai complicată, dacă realmente alegerea este și astăzi, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, e reală, am citat din Corinteni, cum se evită acest pericol? Cartea Deuteronom vine și pune o întrebare, ce să fac ca să nu repet istoria părinților mei, istoria celor care au pierit în pustie? Ce să fac? Și răspunsul, dragii mei, este simplu și străbate întreaga Scriptură. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În miezul cărții Deuteronom există marea poruncă, da? Porunca pe care Domnul Iisus o va repeta în Noul Testament și pe care o regăsim de-a lungul întregii Scripturi. Aveți toată cartea Deuteronom înaintea voastră. În primele 4 capitole, ce a făcut Dumnezeu pentru ei? Cum i-a scos cu mână tare din Egipt? Întreabă popoarele, întreabă neamurile, întreabă istoria. S-a mai pomenit așa ceva? Ca Dumnezeu cu mână tare să scoate un popor din mijlocul altui popor? Toate faptele mântuirii lui Dumnezeu sunt puse înaintea lor. În baza lor, Dumnezeu îi cheamă să reîncheie legământul cu noua generație, dându-le legea. Dar observați, în mijlocul cărții, capitolele 6 la 25, avem stipulațiile legământului, așteptările mireluia lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Și apoi cartea se încheie cu implicații, binecuvântări și blesteme și cu schimbarea ștafetei. Vom călători prin carte, vom zăbovi pe fiecare din afirmațiile ei sau din capitolele ei. Am vorbit deci de locul cărții în Scriptură și în Pentateuch. Dar noi suntem în Noul Testament, venim din Matei și de o vreme încercăm să punem înaintea noastră așteptarea lui Dumnezeu pentru biserica lui. Ce are Deuteronomul cu biserica din Iris? Ce are Deuteronomul cu misiunea la care Dumnezeu ne cheamă? Citiți cu mine lucrurile pe care le-am recitit de câteva ori în duminicile acestea. Prin puterea lui Hristos să fim și să facem ucenici asemenea lui.
Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și iată că eu sunt cu voi. Observați, între aceste două coperți se întâmplă și existența mea și lucrarea mea. Prin puterea lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea lui. Cum? Dacă vreau să fiu ucenic al lui Hristos, trebuie să sporesc în cunoașterea lui Hristos și în ascultarea de El. Dacă vreau să contribui la facerea de ucenici, trebuie să contribui la cunoașterea lui Hristos și să încurajez la ascultarea de El. Cunoașterea lui Hristos, în mod special, a fost înaintea noastră prin Evanghelia după Matei. Dar Deuteronomul vine și insistă pe încurajarea noastră în a cunoaște și a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc Marele Shema din capitolul 4. Veți găsi, și nu-i greșeală pe copertă, nu-i schema Israel, ci este o expresie în limba ebraică, ascultă Israele, Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul și cu toată puterea ta. Poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca sau când te vei scula. Să-ți fie ca un semn de aducere aminte pe mână și ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dar dacă mă gândesc să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să-ți fie ca un semn, ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale, ce-a mai rămas neatins din sfera existenței mele? Dragii mei, pe Dumnezeul iubesc cu tot ce sunt și cu tot ce am. Cu alte cuvinte, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și, indiferent că ești în afaceri, plecat sau acasă, ceea ce trebuie să-ți guverneze viața este iubirea sau ascultarea de Dumnezeu. Una din problemele pe care mi le pun acum ca și bunic, pentru că probabil, ca și mulți dintre voi, am fost și eu vinovat ca și părinte, preocupat cu cărți și comentarii și călătorii, dar cum le întipăresc în mintea copiilor mei? Care dintre noi le avem pe vârful limbii să vorbim despre ele acasă, seara, dimineața, la plecare, la sosire? Da, suntem prea preocupați, dragii mei. Și așa se destramă familiile și bisericile. Pentru că noi ne trăim viața pe un alt calapod, pe calapodul lumii acesteia, adunând deșertăciune, dragii mei, și primind pe mână și pe frunte semnul fiarei în loc de semnul lui Dumnezeu. Iubirea și ascultarea lui Dumnezeu trebuie să caracterizeze întreaga noastră viață, dinăuntru, înspre în afară, toate ipostazele ei. Intrăm într-o carte și m-am întrebat și eu, dacă ar fi să, la terminarea cărții, să am un rezultat în mâna mea, care aș dori să fie rezultatul acela? Ce aș vrea să urmărim prin cartea aceasta? Care e destinația la care ar trebui să ne ducă? Interesant, am spus că Domnul Iisus citează din Deuteronom mai mult decât din toate celelalte cărți narrative istorice. Și textul din pe care l-am citit, Ascultă Israele, este reiterat de Dumnezeu în Matei, capitolul 22, 37 la 40. Textul, recitesc doar primele versete, Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și Domnul Iisus adaugă, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Observați, Pavel scriind lui Timotei spune, ținta poruncii este dragostea. Dacă aș analiza, pe urmă textul continuă, dar aș analiza doar această propoziție simplă, ținta poruncii este dragostea. Dacă aș dori să ajung la ceva, este dragostea de Dumnezeu și de semeni. Asta este destinația. Asta este porunca nouă pe care ne-a dat-o Hristos. Dar cum ajung la ea? Observați, dragostea este ținta, dar mijlocul care mă duce spre dragoste este porunca sau poruncile.
Dar ce sunt poruncile? Expresia caracterului Dumnezeu. Dumnezeu este nevăzut. Dacă vrei să-L cunoști, să-L guști, gustați și vedeți ce bun este Domnul, nu pot face decât având poruncile Lui și păzind poruncile Lui. Doar așa ajung la iubirea de Dumnezeu. Și pe urmă iubirea de Dumnezeu, ca într-o buclă, vine și alimentează ascultarea de Dumnezeu. Dar ca să-L cunoști pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să-L trăiești pe Dumnezeu. Ori îl trăiești pe Dumnezeu trăind în ascultare de El și împlinind ceea ce ne-a promis. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Și pentru că unii l-au pierdut pe acestea, s-au lepădat de credință, continuă Pavel. O inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Cartea Deuteronom ne oferă o invitație. Alege viața. Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Dar ca să alegi viața, trebuie să știi ce-i viața. Și viața veșnică este aceasta. Cum e mai departe? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Observați, alege-L pe adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Marea iubire se naște din marea cunoaștere. Marea cunoaștere duce la o mare încredere. Iar marea încredere este temelia unei mari relații. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal. Nevăzut, dar personal. Și El așteaptă să intrăm într-o relație personală cu El. Ori, ca să poți intra într-o relație personală cu El, trebuie să ai încredere în ea. Ca să ai încredere în ea, trebuie să-L cunoști. Și abia când îl cunoști pe El, îl iubești pe El, când îl cunoști pe El, te încrezi în El. Și când te încrezi în El, călătorești cu El prin viață. Te dai pe mâna Lui, îi dai dreptate în tot ce are de spus. Am cântat împreună o cântare. Poate o mai țineți minte, nu? E ușor să o rostim. Citiți-o cu voce tare. Până Ruben vine, eu te iubesc. Doamne, te iubesc. Înaintea Ta, Doamne drag, mă plec. Dacă e regele meu, îi se cuvine ascultarea, da? Tu ești tot ce am, bucuria mea. Da? Haideți să o cântăm împreună încă o dată. Eu te iubesc, Doamne, te iubesc, înaintea Ta, Doamne, drag, mă plec, al meu rege această destinație ne aduce cartea Deuteronom. Vă întreb ce a zice Dumnezeu. Dacă noi ca biserică, eu ca individ, noi ca familie, dacă cuvintele acestea ne-ar fi vorbe goale pe buzele noastre. Tu ești tot ce am și eu sunt doar al tău. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.
Rupeți dumneavoastră dragostea de porunci, dacă puteți. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și textul continuă, și poruncilor Lui nu sunt grele, pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi să ne ajute în a trăi în ascultare de Dumnezeu. Iar în Ioan, capitolul 14, versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Deci eu nu pot vorbi despre eu te iubesc și să trăiesc în păcat, dragii mei, contradicție în termeni. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cum? Dragii mei, trăind și ascultând de poruncile lui, Hristos începe să trăiască în noi. Ia ființă în noi. Am fost trăsit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Cum trăiește Hristos în mine? Prin faptul că umblu cu El și ascult și păzesc poruncile Lui. Dar lucrul acesta mi-l spune și Deuteronom și este un alt text citat de Domnul Iisus Hristos în ispitirea din pustie. Să păziți și să împliniți, da? Să împliniți și să păziți poruncile mele, căci, ce scrie mai departe? Omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura Domnului trăiește omul. De ce să caut poruncile Lui, să le împlinesc? Pentru că sunt rană pentru sufletul meu. Omul trăiește, dragii mei, nu cred că e suficient să veniți să ascultați 30 de minute de predică. Nu e suficient. Dacă nu mănânci zilnic, mori. Spiritualicește. Și de aceea cuvântul este o hrană pentru suflet. Și lucrul acesta îl spune Domnul Iisus când îi se îmbie ispita din pustie. Fă din pietre pâine. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura lui Dumnezeu. Deci cunoașterea poruncilor este importantă și trăirea lor, dar există o problemă. Și asupra ei aș vrea să insist în ceea ce urmează. Problema vine din faptul că întregul Vechi Testament este abrogat și împlinit, dragii mei, în poruncile lui, din pricina felului în care curge desfășurarea planului lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 10, versetul 1. În adevăr, legea care este umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate, da? Nu poate niciodată, prin același jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Dar care e desăvârșirea aceea cerută de cugetul nostru? De ce nu poate legea, poruncile Vechiului Testament, incluzând Deuteronomul, să ne pregătească pentru această desăvârșire? Desăvârșirea de care vorbește Scriptura este compatibilitatea cu sfințenia lui Dumnezeu. Dați-mi voi să aduc câteva exemple. Absalom își ucide fratele pentru că a necinstit-o pe sora lui și trebuie să fugă din fața mâniei lui David. 2 ani de zile este în pribegie. După 2 ani nu mai poate. Și trimite la Ioab să-i spune, spune tatălui meu, ori mă omoară, ori mă primește să-i văd fața. Ioab întârzie și Absalom îi aprinde toate holdele. Și atunci David este înduplecat și când se deschide ușa și intră Absalom, el se ridică de pe jilț, cad unul pe grumazul celuilalt și încep să plângă. Dorința de a-i vedea fața. Gândiți-vă la fiul risipitor ajuns la porci. A risipit averea tatălui cu prieteni și femei lăstricate. Și dintr-o dată își vine în fire. Zice, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă primești ca fiul al tău, ia-mă ca pe unul din argații ai tăi, dar lasă-mă să mă întorc acasă. Știți istoria, tatăl îl vede departe și ăla fugă în calea fiului și cad unul în grum pe grumazul celuilalt. A fost pierdut și a fost găsit. Se taie vițelul cel gras și începe bucuria pentru fiul pierdut. Ascultați ce spune Sfântul Augustin. De unde acest înjet în noi? Sufletele noastre sunt din tine. Adică am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru părtășie cu Dumnezeu. Dar alungați din prezența Lui și nu se vor odihni, nu-și vor găsi odihna decât în tine. Decât în tine. Știți care e problema noastră și pe care trebuie să o rezolvăm înainte să ne apucăm de carte? Toate poruncile Vechiului Testament, incluzând Deuteronomos, a doua lege.
tot ce găsim în Deuteronom este doar o umbră. Este doar o umbră. Umbra lucrurilor viitoare. Realitatea sau trupul este a lui Hristos. Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 10, versetul 4. Hristos este sfârșitul legii, ținta legii, telosul, împlinirea legii, pentru ca cei ce cred în El, oricine crede în El, să capete neprihănirea. Observați, Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El și voi aveți totul de plin în El. Dar dacă așa stau lucrurile, de ce să ne mai întoarcem în Vechiul Testament? Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să capete, să fie desăvârșită în neprihănire, dragii mei, și în orice lucrare bună. Toată Scriptura. Noi citim Vechiul Testament să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că asta este viața veșnică. Dar mântuirea o avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să citesc alte două versete din Evrei, capitolul 7, versetele 18 și 19. Astfel, pe de-o parte, da, pe de-o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Notați, se desfințează o poruncă mai dinainte. Cu alte cuvinte, nu pot căra nimic cu mine în Noul Testament, din niciuna din poruncile Vechiului Testament. Căci legea n-a făcut nimic desăvârșit, nimic compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu. Pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună prin care să venim acasă, să ne apropiem de Dumnezeu. Pe de o parte, se desfințează o poruncă de mai înainte și se pune în loc o nădejde mai bună care ne duce dincolo de perdea, în prezența Tatălui, ne duce acasă. Deuteronomul și misiunea bisericii ne ridică o problemă. Dacă realmente Deuteronomul ține de lucrurile abrogate, în ce fel ne folosim de cartea aceasta ca să înțelegem și să trăim misiunea bisericii? Cum ne ajută o astfel de carte? Țineți minte, am recitat de câteva ori lucrurile astăzi, prin puterea lui Hristos să fim, să facem ucenici asemenea lui. Dar ce este un ucenic? Ucenicul sporește în cunoașterea lui Hristos și în ascultarea de El. Și ucenicul în același timp contribuie la cunoașterea lui Hristos și încurajează la ascultarea de El. Dar unde este Hristos în Deuteronom? Unde este Hristos în Vechiul Testament? Dați-mi voie să vă spun că El este prezent în toată Scriptura. Și de aceea, dragii mei, nu mă interesează atât de mult principiile pe care le scot de acolo, ci Hristosul pe care îl găsesc pe paginile sau în principiile respective. Uitați-vă la textul din capitolul 18, versetele 15 la 19 din Deuteronom. Domnul Dumnezeu vă va ridica, da, dintre frații tăi, da, din mijlocul vostru, dintre frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Dar toată povestea asta și are rădăcinile la Horeb, la Sinai, când Domnul s-a coborât pe vârful muntelui, era prins în flăcări, tunete, fulgere și poporul a zis: sunt îngrozit și mi-e frică, până și Moise. Și poporul vine la Moise, spune: să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Du-te tu să vorbești cu El și vom face tot ce îți va spune. Și Domnul zice: bine au grăit. Și El vine și rostește această promisiune: le voi ridica din mijlocul tău un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și El le va vesti, El ți le va spune. Dar oricine nu va asculta de El, de cuvintele pe care le va spune El, eu îi voi cere socoteală. Dragii mei, citiți Evanghelia după Ioan. De nenumărate ori Domnul Iisus face referire la acest tipar deuteronomic. Eu nu vorbesc de la mine, vorbesc ce aud de la Tatăl. Eu nu fac nimic de la mine, fac ce-mi spune Tatăl. Ca să împlinească această profeție din Deuteronom. O, dar Hristos nu este doar în Deuteronom, este în tot Vechiul Testament. Și aș lua doar câteva exemple. De pildă, în Ioan, capitolul 5, versetul 39, El vine și spune: cercetați Scripturile, este vorba de Vechiul Testament, socotind că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine, spune Domnul Iisus. Vechiul Testament,
Hristos este prezent, da? Este personajul central. Sau veniți în după masa învierii, când cei doi, porniți spre Emaus, stau și povestesc până când îi ajunge străinul. Ce vorbiți între voi? Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele zile? Ce? Întreabă străinul. Și își varsă sufletul înaintea lor și Domnul Iisus îi mustră, spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, cât este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. A început de la Moise, Moise înseamnă Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, de la toate scripturile, da? Și le-a tâlcuit în toate, în Moise, legea și în toate scripturi ce era cu privire la Hristos. Nici prorocii n-au rămas pe din afară. Uitați-vă la cuvintele lui Pavel adresate lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. La ce se referă Sfintele Scripturi? La Vechiul Testament. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, în Vechiul Testament, Hristos este prezent, dragii mei. În Deuteronom, Hristos este prezent. Uitați-vă cum își introduce Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia lui Hristos din Romani, în primele 5 versete, Pavel. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Observați, Pavel nu inventează o Evanghelie, el descoperă o Evanghelie pe paginile Vechiului Testament. Ea, această Evanghelie descoperită în Vechiul Testament, privește pe Fiul, da, privește pe Fiul, sau care după trup este din sămânța lui David, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, este dovedit cu putere că este Fiul Dumnezeu prin învierea morților, prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament. Esența Evangheliei, din rădăcinile pe care le-am găsit în Vechiul Testament, este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iar scopul Evangheliei este ascultarea de El, ascultarea credinței. Știți cum scrie Pavel Romani? Ia legea, cele 5 cărți ale lui Moise, și le golește de umbră și păstrează tiparul și umple tiparul legii cu Hristos. Hristos este împlinirea legii, sfârșitul legii. Cu alte cuvinte, toată cartea Romani este așezată pe calapodul legii a Pentateuhului. Și asta ne obligă să citim Vechiul Testament în cheie cristologică. Vechiul Testament trebuie citit, dragii mei, căutându-L pe Hristos pe paginile ei. Aseară am dat peste o discuție dintre un rabin evreu și cel care îl intervieva, și rabinul evreu era foarte bucuros. Zice, am descoperit crucea lui Hristos în Vechiul Testament și a luat Genesa, Exod. Și a început să vorbească despre crucea lui Hristos în termeni pe care, dacă nu cunoști limba ebraică, probabil că treci repede pe lângă astfel de lucruri. Dragii mei, tot mai mulți evrei se întorc la crucea lui Hristos pentru că El este personajul care, într-un fel, trece prin tot Vechiul Testament. Dați-mi voie să pun în paralel două texte. Un text din Deuteronom și un text din Romani. Aici vorbește Moise, aici vorbește Pavel, dragii mei, și suntem în două legăminte distincte. Să încep cu textul din Deuteronom, versetul 11. Porunca pe care ți-o dau astăzi nu este mai presus de puterea ta, nici departe de tine. De aceea textul continuă, nu este în cer ca să zici, cine se va sui în cer ca să coboare pentru noi porunca aceasta ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare ca să aducă porunca aceasta să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este aproape de tine, este în inima ta, în gura ta, în inima ta. Pavel ia aceste două lucruri. Cine se va sui în cer? Cine va trece dincolo de mare? Dar uitați-vă ce face Pavel.
în textul din Romani, capitolul 10, începând cu versetul 4. Mai întâi, Moise vorbește despre legea. Cuvântul acesta nu este nici mai presus, nici prea departe de tine. Ce face Pavel? Înlocuiește legea cu Hristos. Și spune, Hristos nu este nici prea sus, nici prea departe de tine. Este la îndemâna ta. Poți crede în El. Pentru că El știe că Domnul Iisus Hristos a împlinit legea. Și apoi a poruncile Vechiului Testament și le înlocuiește cu Evanghelia. Le înlocuiește cu Evanghelia. Și acum ascultați textul și vedeți cum citează el, cum face el referire la textul din Deuteronom, versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul sau împlinirea sau telosul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise spune că omul care va împlini neprihănirea pe care o dă legea, va trăi prin ea. Dar iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer ca să coboare, adică pe Hristos din cer? Dacă legea n-a mântuit pe nimeni, ci este un îndrumător pe Hristos, nici n-are rost să te ocupi de ea, ci ai nevoie de Hristos. Dar Pavel, citând textul din Deuteronom și aplicându-l, dragii mei, la istoria împlinită în el, cine se va sui în cer ca să coboare, adică pe Hristos din cer? Sau cine va coborâ în adânc, care e mult mai greu decât dincolo de mare, ca să scoale, adică pe Hristos din morți? Ce spune ea deci? Cuvântul este aproape de tine, este în gura ta, în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Astfel, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Când citim cartea Deuteronom, un lucru trebuie păstrat în minte. Nu suntem obligați să ținem poruncile din ea, decât dacă au fost preluate în Noul Testament. Dar fiecare poruncă ne revelează un principiu aplicativ, un adevăr despre Dumnezeu și despre căile Lui. Și lucrurile acestea ne interesează pentru că ne dau viața. Observați, ceva a fost desființat și înlocuit. Și de aceea noi nu putem căra dintr-o parte în alta, nici sărbători, dragii mei, nici ritualuri, nici zeciuieli, nu putem căra nimic cu noi de aici. Putem învăța de la ele, toată Scriptura este suflată în Dumnezeu. Dar noi suntem sub jurisdicția unui nou legământ cu porunci noi. Și pentru noi, ținta poruncii este dragostea. Pentru că Domnul Iisus a zis, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dați-mi voie să închei cu o ultimă întrebare. Cum vom citi și vom studia, deci, Deuteronomul în cheie cristologică? Dacă Domnul Iisus în toată legea, în toți prorocii și în toate scrierile le-a vorbit celor în drum spre Emaus despre sine și dacă asta este viața veșnică, atunci cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Hristos ar trebui să fie căutarea noastră într-o carte ca și Deuteronom. Și mesajul ei este clar, alege viața, alegându-L pe Cel în care este viața, pe adevăratul Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, spuneți cu mine, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. După masă ne vom opri la cina Domnului, lângă ultima fericire. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Neprihănirea este o stare după voia lui Dumnezeu. Și starea aceasta după voia lui Dumnezeu o câștigi atunci când răspunzi la două întrebări și nu sunt noi. Le-a pus Saul din Tars pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Da? Dar a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a trăi cu El, a-L asculta pe El. Ce vrei să fac? Amin.